Lucrările de defrișare de la Boița și cele de asfaltare de pe DN7 ar fi trebuit să fie sincronizate astfel încât drumul să nu mai fie închis ulterior, spune primarul Gheorghe Gângu. Niciodată nu suntem întrebați, noi nu, nici atât nu suntem întrebați. Dar nici când vedeți sau... lucrurile. Păi, corect, aveți dreptate. Astfel de lucruri ar fi trebuit să fie sincronizate. Lucrez și faci asfaltări acum când faci și alte, lucrări. Adică tot au închis Valea Oltului. Acum ar fi trebuit să facă lucrări peste tot. Și lucrări de, și în luna aceasta pe care au închis-o. Deja au probleme pe asfaltul proaspăt turnat. Deja s-a denivelat în multe alte locuri. Acum ar trebui să intervină când este traficul redus. Dar probabil și dumneavoastră au niște grafice acolo. Cineva mai sus probabil nu le armonizează, într-un fel tipic românesc. Închiderea șoselei între Boița și Cornetu pentru lucrări de defrișare înseamnă mai puțin stres pentru vâlcenii care locuiesc în imediata apropiere a șoselei, mai ales pentru cei care trebuie să traverseze șoseaua. În acest an, CNAIR a aprobat construirea unui pasaj pietonal pe DN7 la Bujoreni. Ne-a fost transmis avizul pentru noul pasaj care se va executa. Vedem cât de repede. Pietonal. În ce zonă? Exact aici, în zona Monument Primărie. Se va executa, nu, este subteran. Din ce am văzut, acces cu lifturi. Un pasaj important. Cine îl face? CNAIR. Pentru siguranța participanților la trafic, pe DN7, pe raza comunei Bujoreni, vor fi montate în următoarea perioadă și 20 de camere de supraveghere performante, cu ajutorul cărora pot fi recunoscute mai ușor numerele de înmatriculare.